Dumnezeu să ne întărească și dorim din toată inima ca seara aceasta să o dedicăm Domnului, pentru că este ultima seară, ultima duminică din anul acesta pe care putem sta la masă cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Va fi și cina Domnului în seara aceasta și dorim ca cu toții să venim într-o atitudine înaintea lui Dumnezeu de smerenie, de căință, de pocăință înaintea Domnului și să spunem: Doamne, Tu ești cel care poți să lucrezi în seara aceasta. Tu ești cel care poți să dai putere în seara aceasta. Dacă ni s-au slăbit puterile, Dumnezeu poate să ne întărească în seara aceasta și să credem pe cuvântul lui Dumnezeu că El este cel care ne dă putere. Spune frații de la Toflea că nu mai poți, nu mai poate omul, Dumnezeu intervine. Și Dumnezeu în seara aceasta intervine în inimile noastre. Dumnezeu în seara aceasta ne dă putere să credem în El. Și dorim din toată inima să rămânem într-o atitudine de căință înaintea lui Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu spune în Ioan, capitolul 1, cu versetul 11, spune: A venit la ei săi și ei săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Spune cuvântul Domnului: Născuți nu din sânge, nici din voia vreunui fiilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Dorim ca noi, toți cei din locul acesta, care suntem în seara aceasta, să fim născuți din Dumnezeu. Și să ne dea Dumnezeu puterea aceasta. Dorim să aducem o rugăciune de mulțumire înaintea lui Dumnezeu, să-i mulțumim Domnului pentru tot ceea ce a făcut El pentru noi, pentru că merită Domnul să-i aducem rugăciune de mulțumire înaintea lui Dumnezeu. Merită să-L glorificăm în seara aceasta, prin cântare, prin rugăciune, prin îndemnuri, prin predică, și zic ca Domnul să ne binecuvânteze așa cum stăm, ne rugăm Domnului.